pentru a veni în sprijinul cetățenilor. ISU Sibiu, în colaborare cu Primăria Municipiului Sibiu, a operaționalizat în stațiunea Păltiniș un punct de lucru SMURD, care va fi deservit de un echipaj de prim ajutor medical dotat cu auto specială SMURD. S-a luat această decizie în contextul creșterii numărului de turiști prezenți în zonele de agrement și în unitățile turistice din stațiune pe timpul sezonului de iarnă. De asemenea, acțiunea vizează reducerea timpului de răspuns în cazul urgențelor medicale. După ce săptămâna trecută la Sibiu au apărut primele două suspiciuni de infectare cu Omicron, alte două cazuri care ar fi putut avea noua mutație ridică semne de întrebare. Pacienții sunt internați, iar probele vor fi trimise pentru secvențiere la Târgu Mureș. Este vorba despre un bărbat și o femeie, ambii de 48 de ani. Se află la Sibiu în vizită, veniți din Italia. Ambii sunt internați la Spitalul Județean Sibiu și sunt nevaccinați. Sibienii sunt invitați să spună cât de confortabil este transportul cu autobuzele Tursib. Încă de la lansarea ei, în luna mai 2021, campania Părerea ta contează și-a propus să colecteze prin intermediul unui set de chestionare opinia utilizatorilor transportului public cu privire la percepția lor referitoare la aceste servicii. Primele trei chestionare lansate până acum au făcut referire la activitatea personalului Tursib, care se află în relație directă cu călătorii, și anume conducătorii auto, controlorii, respectiv personalul de vânzare din chioșcurile de bilete și din agenție. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.